Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Ah, în țara mea frumoasă, am lăsat tată iubit, am lăsat mai măduioasă, ce de lacrimi mi-a orbit. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Hai să vedem dacă o găsim acasuță. Așa, ai ce casă frumoasă, pe care și un câine aici. Deci, e mătușa ta, Pavel, așa-i? Da. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Vă așteptăm! Mă așteptați? V-a spus Pavel că vin, așa-i? Frumos! Așa, așa! Frumos, frumos! Iosif, îmi pare bine! Cum vă numiți? Pelagheia! Cum? Pelagheia! Pelagheia? Da. Pașa, Panagheia, Pașa. Pe românești. Îmi pare bine, îmi pare bine. Și cu cine sunteți? Cu cine sunteți? Cu sora. Cu sora? Îmi pare bine, Iosif. Cum vă numiți? Anastasia. Anastasia, ioi, ce nume frumos. Hai, haideți. Foarte frumos numele. Și ce vârstă aveți? Trecut de 80. Amândouă? Amândouă. Amândouă. Suntem de gemeni. Oh, păi sunteți tinerele. Bărbați, unde-ți? Dumnezeu să ierte la dreptate. Să hodinesc? Să odihnesc de veci. Da, da, da. La dreptate, ziceți? Da. Cât e frumos. Foarte fain. Da. Hai, de câtă vreme îți duci la dreptate? De 20 de ani. Aproape la 30 de ani, bărbatul, de când a murit. De aproape 30 de ani. Da, aproape. Am înțeles, am înțeles. Nore, încotro? În casă, în lontru? Da, așa. Da, nici în, da. A, așa, așa. Văd că folosesc bota, cârja. Folosesc de atâta că am us după operație eu. A, sunteți după operație. Văd că aveți probleme cu piciorul. Eu cu amândouă picioare am probleme. La ăsta de două ori de mi-a făcut. Da, ăsta am o prima. Dar care-s problemele? Vinele se dilată, se face trombă acolo și tromburile astea. Varișe? S-or duce la plămâni, la inimă, la... Varișe? Ulcer? Varicos? Da, varicos. Ai, 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 ai. Și am v-ați operat? Și eu mă gândeam să nu mă duc la 86 de ani. Nu. Uh-huh. Am văzut că se negrește piciorul meu, dar eu am lucrat în sfera medicinii și... Da, da, da. Știu și mă așteapt. Am înțeles. Și m-am dus. M-am dus, de n-aveam răbdare de să mă duc. Am înțeles. Și m-am dus și mă întâlnim să o primit bine și slava Domnului. Mm-hmm. Haideți, doamna Anastasia, și dumneavoastră. Intrați, văd că dumneavoastră stați mai bine cu pțișoarele. Da, da, mă întâlnim. Da, da, da. Hai, intrați. Mă uit așa, haideți după dumneavoastră, vă rog. Mă uit așa la dumneavoastră, văd că sunteți îndoite de spate. Poftim? Sunteți îndoite de spate. Da, de atâta suntem de gemene. Ce diferență între dumneata și soră? 2 ani. 2 ani. Dar de gemene. Da, 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 am înțeles. Și îndoitura de la șeui? Îndoitura de spate. E îndoitura de spate. De unde îi? De șezut. De șezut? Nu de lucru. Nu de lucru. No, haideți să ne așezăm un picuț aici. Doamne, că așa aveți o casă de frumoasă, o cameră. Foarte frumoasă. Așa bătrânească. După vremea noastră, după anii noștri, e frumoasă a fost. Dar mă, cum tineretul trăiește, să fie sănătos și pași pe pământ. Și să fie tot normal. Da. Trăiesc tineretul foarte bine. Acum? Da, păi cum? Da, păi cum? De toate este. Tot așa, nu? De toate și acum. Pași. Da. Pași să fie. Pașe. Tot au și în magazin tot este mâncare de care vrei, într-un les, numai să lucreze, să fii sănătos, lucreze, să aibă și mânca de acasă. Da. Dar și am trăit noi, cum am trăit noi și război și foame și... Dar cum ați trăit? Haideți să-i întoarcem așa un picuț în timp. Prăpăd. E prăpăd. O fost. O fost. O da, fost. Nu. În ce vreme a început prăpădul? Asta de la început, să vă spun. Exact, de la început. Da. Aha. Când s-a început războiul, prin 44 au venit nemții la noi, în Moldova. Ori poate mai devreme, eu aveam 6 ani atunci. Uh-huh. Eu țin minte tot. Și când au venit nemții, dacă Nistru aici era granița,
Și ei păzau aici, aici au trecut nemții, rușii au lungat pe nemți în coași. Și ei au venit aici, dar rușii de acolo. Când, dar părinții noștri aveau casă, masă, trăiau așa ca oameni. Cum era vremea atunci? Vacă, boi. Aveau și vacă, și boi, și oi, și, și scroafă, și purșei, tot aveau. Țin minte, numai atât. Ei, și nemții s-au slășluit la noi, la casă, la părintească acolo. Nu departe, peste două case. Și o făcea mâncare acolo în, la nou, afară, dar hojacul era în streșină casă, dar casă cu stuha acoperită. Și bunica din partea lui papa, că era cu noi, tot timpul e, of, ar să ardă casa, of, ar să ardă casa, și le spune, of, făceți ceva să nu ardă casa, dar e și nevoie, e războiul duc, ei n-au nevoie. Da. Ei, mai scurt s-o trecut asta. Și de când s-au auzit că ia cată, pe nemți îi mână rușii, dar la Șarpieni, Spieia, satele vecine, erau pe Nistru, și așa era linia frontului. Telița, Spieia, Gura Băcului, Șarpieniu, tot satele astea. Șarpieniu cel mai tare. Că ei se luptau să meargă până la Chișinău. Chișinău era planul lor. Da, da, da. Pe urmă de-am învățat la școală, de-am știam, dar mitică nu mai știam eu că... Ei, și de-amu când au venit să ne evacueze, de-amu, să ne scoată din căs, să ne măie unde ne duce. Dar cine a vrut să vă scoată din căs? Asta... Asta... Rușii asta sau era, cine? Înainte, în joia Paștelui era. Ia ca Paștele e duminică, dar joi, ei ne-au scos din căs pe toți. Și ne-a dus peste vă... E că i-a făcut bine, foarte bine. Nu a lăsat lumea să omoare. Întâi a evacuat lumea, așa pe... Dar cine v-a evacuat? Rușii sau cine? Nemții. Uh-huh. Nemții erau la noi. Da. Poate și erau de ăștia care știți... cum să zic eu, poate... Dobrovolță. Poate erau. Nu. Da, da, da. Dar nemții ne-au evacuat. Și ne-au spus să ne grămădim la moară, că aici nu departe. Cimitir, nu-i departe. Moara satului făcea. Uh-huh. Și ne grămădim acolo. Toată lumea, jumătate de sat acolo, jumătate de sat așa, care e drumul central în partea aceea, acolo. Dar noi nu știm de partea aceea, noi aici. Și ne-a luat mama și noi patru copii, eu, sora și încă o soră mai mare ca mine. Iulian că nu era. Și un băiețel de 2 ani era. Și bunica cu noi. Și mama ce să facă? El nu a luat nici o zdreanță pentru copilul ăsta. Că... Nu a putut. Și ne-a dus acolo, în marginea satului, după deal, că acolo la marginea satului, de-a mai băgă una. Și duci încolo la Roșcană. La... Și ne-a dus după deal și zicea, mu, duceți unde vreți. Unde vreți? La unde se duce? Da, acolo, după deal al de papa, aveau desetină. Era așa, iar înainte era. Vie era acolo, desetină, aveau așa pe semănau. Și noi ne-am sălășluit acolo. Și mama o zgriat acolo pământ și o pus deasupra burian, sălcând și-o mai pus acolo, să avem unde măcar dos. Am stat noi 3 zile, a patra zi o plouat. Și odată o ploaie așa, dar ploaie de primăvară, dar noi toți cu chele. Poți spui cu chele, noi nică n-avem cu noi, nică. Că mama, dar mă măhăleam chiar aici ea, ne-a luat cu căruța. Care pe jos, care căruța, dar e vrem brață. Avea 4 ani năstica, Anastasia, doamna asta. Vrem brață. Dar măcar nu putea, era tot așa ca și noi, amu. Da, da. Da. Deci, mânca nu poate. Dar eu vreau în braț. Da, tot satul v-ați dus acolo. Nu, jumătate nu. Sat încolo. Jumătate încolo. Păi și-au mai rămas, ca pe urmă s-au zis, că au rămas, care s-au ascuns pe un pimbieș. Bunica noastră, în partea cei de sat, era bunica din partea mamei, a pompușcat-o nemță în biece ei, acasă. Pe bunica dumneavoastră? De atâta că el nu a vrut să evacueze. El poate scăpa, s-a gândit. Dar el trăia bogat. E bogat trăiau. Aveau și lucrători,
ajutoare acasă, le plătea cum, eu nu știu ce face, eram, n-aveam nevoie atunci. Atunci nu știam. Și acolo am stat noi încă vreo 3 zile așa în ploaie, cum a fost. Și a pat, peste o săptămână, mama ne-a luat, hai, dar Mahaleanu i-a stat, zice, hai cu căruța, că eu vă duc cu căruța numai. Unde copii ăștia? Cum? Pe ploaie? Nu, cu ele. Mama a venit de 2 ori să iei ceva pentru copii. Și nemții au năpătit-o și un nemț cu călare picat. Cu ghiciu. Da, înainte era năgrăjdienii, înconjurau harmanul lor cu năgrăjdienii. Și calul și ala n-a putut să ai năgrăjdienii. Și mama a scăpat. Mama a pisat pe năgrăjdienii, a fugit și a scăpat. Și nemțul a rămas cu calul călare picat. Și mama a venit fără nică. Fără nică, absolut. Și pe urmă, peste încă o zi, poate două, nu știu. Mama, au venit să iei măcar ceva de mâncare, că noi n-avem nică, absolut nică. Vaca să iei. Nică nu era. Dar au rămas scroafa fata, vaca fata, oile le-au lumânat, tot nemții. Și în fiecare copac era carne. Bou, oaie, porc, jăpâiau mâncau. Tăiau. Tășe prindeau, da. Da. Nemții în ocopuri, dar ei făceau mâncare aici, tot pentru a lor, că nu pentru... Nu era așa de flămânță. Și când mama a venit și n-a găsit nică, toate hainele, piernele, ei au pus în bece, adică să păstreze ceva, poate când a venit. Nemții au luat și au pus tot în ocopuri și tot, absolut, că aveau și covoraș. Lor le era frig. Și pierni, aveau. Dar mama, ultima zi, când am să ne evacuează, o așternut pe tot cutiorul și pe pat. Că era pat de scânduri, așa cum era înainte. Și ăștia nu toate cu pierne, dormiți pe pierne. Dar noi cum să dormim pe pierne? Noi eram depreși. Că eram copii, da. Dormiți pe pierne, gata, că de-am piernele este nas fie a noastră. Mama o știut, ea era, mă rog. Da. Și v-ați dus acolo? Câtă vreme ați stat acolo unde v-ați dus? O săptămână. O săptămână. O săptămână. Și pe urmă... Ne-am dus cu căruța cu omul ăsta la Anil. Ne-am oprit în Anil, la marginea Anilului, dar era Sușova pe partea aceea. Nu era partea pe lângă Vința Vodă, pe unde merge. Era drum, dar nu se dușea, dar pe acolo era. Binderi Chișinău. Și ne-am oprit la prima casă. Mama se roagă să ne oprească. Să ne oprească copii, uți, chioacă, pișe plouă deasupra. Zice, nu vă putem primi. Mama trece la a doua casă. Dar noaptea de-am era, noaptea. Zice, nu vă putem primi. Mama trece la a treia casă. Zice, vă primim, dar la podiele în paie. Dar mama zice, lasă-i în paie. Mai bucuroși că ne încălzim. Da, mă repede, ne-am încălzit. Și ne-a primit, Doamne, și am adormit așa de tare că eu m-am trezit când noi am ajuns tocmai la... Geamana. După Anini s-a Geamana și apoi Chetrosul, Ochiul Roșu acolo. Și ne-am oprit la Larga, satul. Acolo mama a știut pe o pereche de oameni care erau din sat și îi trăiau acolo. Și mama a știut. Și am tras la Omnișeia. Și Omnișeia nici nu a zis nici că ne-a primit și gata. Tot. Aveau și găinuși și mi-aveau acolo. Dar mama când a venit să iei vaca, a luat vaca și a dus-o acolo la câmp și vaca s-a pus mult priponul și ala și s-a dus după vițel. A venit acasă. Și nu a rămas și fără vacă și fără tot absolut, nică cu chelea și gata. Și din ce ați trăit? Poftim? Din ce ați trăit? Ce ați mâncat? Eu nu știu ce am mâncat. Ne da mama, dar și ne da. Cred că mama a luat o leacă de până atunci era. Cred că luat eu. A rămas pâinea fermentată în covată. Pasca fermentată în covată, că da, era joia Paștelor. Și cred că ei a luat și ala a luat și a dușit că făcea foc acolo. Că era pe deal și erau lemne, erau și... Cred că făcut toate neputințele ca să ne scăpi și pe noi. Da, da, și da. Făcea foc, cred că ei pune o bucățică acolo, că tot ceva ne da câte o bucățică acolo. Nu. Și tata unde era în toată perioada la asta? Front, papa era pe front. Papa la front. L-a dus acolo. Da. La români. La români era. S-o mai întors de acolo? Da. S-o întors după. S-o mai întors. De două ori a fost rănit.
Nasul o mărs chija pe nas și prima dată în picioare. Am două pulpele la picioare. Așa norocul a avut. Că a rămas întreg. Numai schija o mărs și o spart pulpele. Da, și gata. Și apun. Și a stat în spital el după asta. Da, acolo a stat. Da. Și vă povesti. Iar până la spital încă mai este. În apă, da, da. Și după ce s-a făcut un picuț bine, vă povestit cum a fost pe front? Vă povestea papa, ne povestea cum și deja în apă, în tranșeie până la gât în apă, că era o... Nu cum am ea, nu-i omăt, nu-i... Era omătul până la gât și era iarna de-amă, de-amă am intrat în iarnă. Dar noi n-am stat până iarnă. Noi acolo de la largă au venit un frate de la papa, de la Cimișlia. Și ne-a luat. El avea cal, căruță și ne-a venit. Nu erau telefoane, dar fășeau legături oamenii unii între alții, nu știu cum fășeau legături. Nu știu. Nu știu cum oamenii ei și-au rămas, nu știu. Nu din pot. Vorbă în vorbă, cred că. Nu pot să răspund, dar eu răspund de... și-am pățit noi și-am tras. Și ne-a luat acolo la Cimișlia. Și, dar el acolo avea tot și albine avea, miere de albine și tot. Și dacă noi eram 22 de suflete, o soră de al soției lui, doi frați de-al lui Gheaghe Filaret, așa îl chema, și noi 22 de suflete eram tăți, când ne șaram la masă, pe toți ne-au prinit, nici nu a zis un cuvânt măcar. Dar noi copchii, ei aveau saci cu fănină, cu grâu, cu... Dar noi copchii... Alergam, măcar să zic că, măi, copii, nu zburdați, că nu spate, că nu. Niciodată. Nu ne-au cărât. Da, da, da. Nu ne-au cărât deloc. Deloc. Eu tăți în minte de atâta că... Câți ani ați avut atunci? 6 ani aveam. 6 ani. Deci da. Vă aduceți așa, eu aminte, de parcă ar fi fost iertată povestea asta. Vă aduceți aminte încât parcă ar fi fost iertată povestea. Asta noi nu uităm. Nu puteți uita, așa-i? Nu. Nu o să uită. Asta nu se uită. Nu se uită. Avem 4 ani, eu mai puțin și țin minte. Dar oamenii ăștia când la largă noi ședem, aveau găini și se vărău sub lemne și se uau găini acolo. Acolo erau multe ouă. Dar nemții pune pe sora asta să duc acolo să iei ouă. Dar nemții duc iaica, ei știau că iaica. Năstica au venit cu poala cu ouă, dar e bucuroși și ne-a dat o șocolată mare. Credeau în ciocolate. Noi până atunci n-am văzut ciocolată. Nici nu știem și ei asta. Nici nu știam cum să mănâncă. Dar el ne-a deschis-o, neamțul ne-a deschis-o și ne arată să împărțim. Da, dar da, noi da. Și așa știem. Noi dintr-o grăunte mâncam. Dintr-o grăunte. Noi îl șocanem cu piatra și ție o formătură, un păsățăr și eu o formătură și soră o formătură. Dar nemții, cum s-au comportat cu voi? Bine. O fă bine? Bine. Nu ne-a obișnuit. Nu că nu să ne dai mâncare. Dacă stăteam ouăle și ele din vreascuri, că erau vreascuri clădite. Dar ei bucuroși că le-am dat, mă luam brață, mă ridicat sus, spune o poezie. Ia că moldovnești nu știem, hăhlești nu știem, dar nemțești înțeles. Da. Cip-cirip, atâta știe. Mă pot spune poezia. Eu spun. Păsărică albăncioc, subțirică la mijloc, tragi că pușca nu e foc. Subțirica-i cu noroc. Cip, cirip, cirip, cirip. Dam din mâni, zburam. Și apoi ea dau, dar iar o duceau acolo să iei ouă. Și iar ne dau o șocolată. Știți, în perioada aia se făceau multe cântece de război, versuri. Noi? Da, făceau oameni. N-ați făcut? Noi cântau părinții noștri, dar... Cântau, dar nu le ține minte. Nu le țineți minte, așa-i? Ce da, vorbele, nu vă mai duceți aminte. Cu ce au fost nemții către noi să... S-au purtat mai urât, apoi și când era al de papa aveau 2 juncani. Și să iei, să-i taie la mâncare. Dar mă ca să ruga, că nu, iau-te, dar copchilașii și copchilașii, nu spate, să ruga mânca. Dar ei nu, au luat juncani și ei i-au dus și ne-au pus pe noi 4 copii la gard, iar gardul de piatră, așa, cumva. Ne-au pus și 2 cu automatele să ne împuști. Dar mâca s-a pus în genunchi și bătem atâni și bătem. Nu copchilașii, dar noi te plângem. Atât s-a purtat cu noi, da așa? Dar o vrut să vă împuște? A? O dorit să vă împuște? Nu. Nu? Nu.
Așa și odată sedea în jos automatele și hai, așa ne-a spus. Și măca s-a făcut cruce, iar bătut mătăni și noi am ieșit de acolo. Înțeleg că nu ne-a pușcat. Da, până, da. Până a ne evacua. Asta, până la evacuare. Da. Da, asta. Asta, dar așa nu. Până multe ați trecut. Nu s-au purtat. Pe multe. Cu noi, de pildă. Noi am avut noroc de mama și de mâca. Ei ne-au dat viață. Da. Chiar mă gândeam, mamu, că oare câtă tărie a putut avea mama dumneavoastră. Tare mult a tras. Ea avea nădejde pe bunica. Că bunica încă era în putere, dar era grebănoasă. Dar e păși atât. Că ta copilașul ăla de 2 ani. Și copilașul acolo a trăit în evacuare și numai am venit acasă și a murit. Apoi... Și numai voi trei surori ați rămas. De 2 ani și jumătate era leam. Da. Și din 4... 10 copii au avut părinții noștri, 10 copii. 10 copii? Da, dar toți au murit și a rămas noi. Noi 4 fete. După ce am venit, mama a născut pe soră, ca mama lui Pavlic. A născut încă. Da. Da. Extraordinar. Iaca, dacă a venit Iulia, apă de război, poate ne-am aduce aminte când da. Și... O să vină și sora dumneavoastră, o să vină. Știți cântec despre război? Care? Poate ne-am aduce aminte. Am să vedem. Poate vă aduceți aminte, mi-ar fi tare drag să aud așa un cântec, cum se cânta pe vremea, cum cântau de fapt părinții dumneavoastră. Da. Că știu că atâtea cântece s-au făcut. Dacă se cânte de război... Părinții noștri nu precântau. Nu. Rătăcesc, prințe străine, de căminul părintesc, petrec viața în suspine, lacrimi râuri am vărsat, fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Ah, în țara mea frumoasă, am lăsat tată iubit, am lăsat maimă duioasă, ce de lacrimi mi-au orbit. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Cine țara își iubește, își dă viața pentru ea. Ah, atunci inima-i crește, când o puteau o vedea. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Văd o curme muntenească, o căsuță de desubt, este piatra părintească, unde laptele am sub. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n țara mea. Cu străini am stat la masă și cu ei am ospătat, dar gândind la mine acasă, pâinea lacrimi am vărsat. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n țara mea. Fericit că sunt acasă, la căminul părintesc, de-o-i muri să mă îngroape, în pământul strămoșesc. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. La 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 la. Cât de frumos! Uite, între timp a apărut și doamna Iulia, sora dumneavoastră. Doamna Iulia, bine ați venit alături de noi. Câți ani aveți dumneavoastră? De 78. Deci sunteți mai tânără un picuț. Așa, pe vârste v-ați așezat aici lângă noi. Noi nu ne exprimem românește. Noi n-am învățat la... Eu n-am învățat la români. Eu m-am dus în clasa întâia după război în 47. Așa. În clasa întâia. Am învățat 4 clase aici. Și apoi în clasa 4 am avut accident cu mașina, atunci n-am învățat anul și ala,
Dar învățat, papa mă instruie și eu învățam acasă și am trecut clasa. Da, da. În clasa 5-a, aici de mână nu era ca așa, era vreme atunci. Părinții noștri învățau numai 4 clase. Dar au ieșit și buhaltă și tot. Învățați au ieșit. Da, da, da. Și dacă n-ați învățat românești la școală, unde e? De unde ați învățat să grăiți apoi, românești? Și apoi în clasa 5 am mai dus în, la Răiunul Căușenia, că la era o soră de mami. Uh-huh. Și m-am dus acolo și am învățat de acolo tot rusești. Dar mama, dacă vorbea cu noi ucrainești, noi acasă ușor știm. A, am înțeles. Și eu am trecut clasa între 5, între 6. Uh-huh. Dar când am venit înapoi, câteam anul viitor, a venit clasa 5-a, de-am să vezi. Și papa și mama au hotărât să mă dăi din nou în clasa 5-a, că eu mitic eram și mai mitic în clasă. Da, învățătoare, da, da. Zice, și nu stoarnă apă nimeni la rădăcină că nu crești. Și am învățat din nou în clasa 5-a. Uh-huh. Și învățam numai pe 5, așa. Și pe urmă, după asta, de-am în clasa 6, a 7, a 8, m-am dus iar la Bulboaca, că nu era a 8, de-am așa, numai a 7. Am învățat la Bulboaca așa, la satul, nu departe. Și de acolo, părinții și hai să de-am s-o hotărât, că sora mai mare tot învățat la medicină, la școala tehnică din Bender. Da, da, da. Școala de medicină din Bender. Și hai să o dăm și pe Pașa tot acolo. Dar eu copil eram, nu înțelegeam eu nic. Ei, slavă Domnului, trei ani învățat acolo. Și ați fost asistentă medicală, așa-i? Și da, și am venit și am început lucru și am învățat, am lucrat, m-a trimis la lucru în circa, nu departe, de anii noi. Numai trenul circula acolo, numai trenul. Da, da, da. Și domnul șeful zice, du-te în satul ăsta, că eu prima am dat cerere de să intre la lucru. Și acolo era o felcerăriță care nu fusese 2 ani în concediu. Și evroie și se-i trimată numai decât lucrători, că el nu poate. E de-am vrea în concediu și gata. Și eu trebuie să ies la lucru la 1 august, dar eu, șeful mi-a dus, mă duc la 10 iulie, că așa trebuie. Da, aș vrea să o întreb pe sora dumneavoastră, tanti Anastasia, câte școală aveți dumneavoastră? 7 clase. 7 clase. Și cu ce v-ați ocupat? Am prășit pe deal. Din agricultură, lucru pământului. Da, lucră la pământ. Am înțeles. Cu brigada, cu fetele, cu băieți, cu câini, mai în vârstă. Da, da, da. Cu toată brigada. Era, brigada era mare. Am înțeles. Și dumneavoastră, doamna Iulia, câtă școală aveți? 9 clasă. 9 clasă. Pe urmă m-am căsătorit, m-am temut că n-al pierd pe Ion. Pe urmă am terminat, dar avem 3 copii și am terminat 10 clase serale. Da, da, da. Nu m-am lăsat. Deci nu v-ați lăsat. Da, da, și da. Și am lucrat la bucătărie de lapte până am ieșit la piețe. Uh-huh. Deci, cum să spun, ați învățat carte. Dom'le, eu lucrat și poștărie. Și m-a chemat năcealnicul poștii, m-a chemat la lucru. Uh-huh. Să înlocuiesc pe una că ieșe în decret. Și am lucrat o an de zile în locul ei. Pe urmă alta a ieșit în concediu, m-a chemat, de-am în locul așelantă lucram. Și pe urmă asta că a născut 2 gemeni, Chico, Victoria, și zice, lucrează mai departe, că eu nu pot ieși la lucru. Da. Și-a lucrat mai departe. Am o așelantă poștăriță, nu știu, pricina nici amul nu știu de ce el nu a lucrat mai departe, că m-a lăsat tot pe mine. Da, da, da. Și așa și-a lucrat înainte, 21 de ani a lucrat poștalion. Am înțeles. Am povestit un picuț mai devreme, înainte să ajungă și sora dumneavoastră, doamna Iulia, despre partea cu războiul. După ce s-a încheiat războiul, până 46-47, a fost perioada de fomete. Da. Cum a fost atunci? Că strașnic, deja ați fost mai mărișoare. Strașnic a fost. Tare greu. Odată, iarna așa, în 47, o măt, că nu se vedeau căsele deloc. Aici nu era sat, era câmp peste tot. Uh-huh. Și cum ieșeam măcar din casă, eu nu știu. Dar aveau tiză, că înainte erau... Era pus până streșna. Da. Așa. Și ce-a făcut? S-a dus, s-a scos de acolo tiză și ne făcea focul. Dar papa cu mama erau duși când în Ucraina, când în Polonia, nu știu, că ei spuneau. S-a dus după mâncare să ne aducă, că noi n-avem ce mânca. Miez de răsărită, de băz de răsărită.
Nu de, nu de sămânță, dar de băț de răsărită. Miez de lujdan de la păpșoi. Și ăsta tot fărmățău. Trăgem la râșniță, că era pe piatră. Pe piatră. Da, da. Și facem. Și aduce al de papa. Aduce. Dar știți cum? Toți erau fometoși. Toți se duceau după mâncare. Nimeni n-avea nică și mânca și gata. Duceau la tren. Așa oamenii în tăt, în vagoane și deasupra pe vagoane tălhare cu cânși care și-ar puca de la... Nici de pe maluri. Furau, furau. Și care furau de-a mie la acasă și s-a ducă, dacă lui eu furat tot ce mai câștigat. Dacă ne n-au om gine, dacă ne n-au sac cu cartoape, cu... încă mai... Și apoi mai dușe pe schimb și mai aveau acasă, dar și a noștri n-aveau nică. O luat nemții tot și au... Puternut la... O putrezit acolo. Dar asta în iarnă în 47 a fost. Și apteam în 48, în 47 primăvara, o ieșit căruț, o strâns tot din sat, și voc, și voi, și boi, și vacă, și tot la colhoz. Și-a format colhozul. Și odată și al de papa, și odată al de papa, că n-aveau nică la nemțul ăla. De la cine aveau, luau. Dar de la cine au avut, o luat. Și duceau și vaca la arat, și boi la arat, și tot. Dar în pat, și asta primăvară a fost. Și căruțele, eu nu cine dădeau ajutor, că aveau. Să mănau sacară și grăunță, mai mult nică. Și mai chica câteom grunt, dar noi ca și roi. Noi cu năstica și cu viera mai mari, știem, dar căruța a trecut, de-am trebuie să-mi ducem în drum. Poate-o găsă. A să ne chiși ceva. Da, da, da. Și roi atunci nu erau. Și roi vrea să duc. Și de pe unde mereu, de unde aduceau mâncare, grâne? La școală, când am intrat în clasa întâia, ne dădeau o felioară de pâine, așa, și pe și eu plătem 5 ruble, cum erau atunci. Dar de atâta, poate ne dădeau că era bunica și noi 3 copii. Uh-huh. Poate de atâta ne dădeau ajutor, nu știu. Da, și da, era da. Cantina așa, tot dădeau care cred, tot care mai greu familiile. Așa eu socot am mult. Nu, chiar e drept, nu pe toți îi hrăneau. Deci nu pe toți. Nu. Da, da, da. Și tot o leacă și mai era acolo, tot ne-a salvat. Sigur. Dar pe drum apă strângem un grăunte, doi, îl șocăneam cu piatra și un păsă țărțâie. Da. Sujem, le sujem. Au fost și oameni care au murit de foame? Da, după socrii mei, alu, soțul meu, mama și sora ei, soțul meu când s-a sculat din noaptea din somn, el avea 9 ani atunci. El era mai mare cu 3 ani. Eu n-al știam, dar când ne-am căsătorit, el mi-a povestit. Da, da, da. Când s-a sculat dimineață, sora pe o laiță și mama lui pe altă laiță, moarte amândouă. Se ducă la, după mâncare, n-avea cu ce-l înlua pe fișor să-l îmbraci, să-l încalță. Cum? Dar să-l lăscui, să-l lasă. Și apoi l-a luat pe dânsul la de domn. După ce a murit mama lui, casa de copii. Dar tata a murit înainte de război, tata lui soțul meu, înainte de război a murit. N-a ținut minte el. Și demul, dacă l-a luat la dedom, de acolo, el avea casă de val pe malul Nisălui. Și acolo și se facă, el vrea acasă. Dar colhozul o organiza ce a făcut înainte, trimiteau tractoriști de pe Rusia, de pe un... Și pe tractoriști, o familie de tractoriști, aveau copii, i-a instalat pe în casa lui soțul meu acolo, la Nistru, la Marul Nistrului. Când o habdit, mult nu a trecut timp, casa și a o ars. Și a făcut ei, o ars casa. Dar pe dânsul, s-a dus niște o perechi de oameni tineri, n-aveau copii, și zice, s-a dus la primărie și s-a întrebat dacă se poate să-l iei fedea, să-l iei de suflet, să-l crească. Da, da. Că el n-are părinți. Dar și l-a acceptat. Mai în scurt s-a dus la dedom și îi spune lui că ia ca casa ta o ars și ce să faci, mamă? Nu-i vrea să mergi la noi, să fie nostru. Dar el zice... Eu vreau să merg să văd cum casa dacă o ars. Și s-a cerut voie acolo, tot i-a dat voie, a venit și el a văzut acolo și noi de-am zicem tata și mama da, da, da. La părinții ăștia. Am înțeles, da, da.
Și el întreabă, vrei să fii iacăt? Zice, vreau, dar să fii în familia noastră, a lor familie Ostap. Dar el zice, nu, eu nu vreau în familia nevoastră, eu vreau familia părinților. 9 ani, dar ea că a judecat el. Da, da, da. E mai scurt și a rămas în familia părinților. Da. Doamne, până multe lucruri ați trecut. Îmi povestea doamna primar că a zis că 3 ani de zile râul aici a fost roșu. 3 luni de zile, iertați-mă. Și 3 ani de zile tot găseau morți, vineau pe... Foarte greu. Pe râu. Foarte. Ați văzut râul roșu? Nu, nu. Nu l-ați văzut? N-am văzut. Nu, nu-i dă de voi la nistru. Nu vă dădea voie la nistru. Nu-mi dă de voie la nistru. Era granița. Da, da, da. Deci nu vă lăsa să vă apropiați nu acolo. Dă, nu, n-am văzut. Uh-huh. Numai pe și auzite. Nici de atâta, după. Dar până șarpieni era capul apa sângeroasă. Toată. Uh-huh. Ei când au trecut nistru, rușii, când au trecut nistru, apoi pe nemții au alungat, dar rușii s-au îmbătat, că acolo era... Bine zăbor la spune. V-aș spus, uh-huh. Cred că știți de asta. Și ei... Nemții i-au mânat, dar rușii din urmă beți s-au dus, cum și-au făcut, și-au făcut, da, s-au făcut, s-au trecut. Corect, corect, da. Așa-i. De hei, multe ar fi de povestit. Da. Oare da. Data viitoare când îi mai ajunge pe aici, pe-n sat, mai facem așa o întâlnire, să ne mai întâlnim. Poftim. Mă mai primiți dacă mai ajung pe aici, ei, pe la dumneavoastră? Da, da. Okay. Mulțumesc tare mult. Și am vreau să vă întreb așa, ultima întrebare pe final. De partea cui ați vrea să știți? Unde vă regăsiți mai tare? Din partea mea, eu spun. Numai cu Europa. Odată s-a început drumul ăsta, lăs fie așa. Și mai merge așa. Știți de ce vă întreb? Că uite, grăiți românești atâta de bine ca și noi. Sunteți românești, sunteți românci sau ce sunteți? Cum vă identificați? Suntem frați, eu înțeleg. Frați suntem. Frați. Fără vorbă, fără... Dar cum, limba e noastră, limba e română, da, da. Limba... Pur și simplu, deodată îți cunosc românii care vorbesc accent mai... altfel la deja. Mai literar, da. Mai... Știți, m-am întâlnit cu cineva și îmi zicea face Iosife, m-am născut româncă și mi-aș dori să mor româncă. Noi, păi și moldoveni suntem, dar dacă am fi cu România, nu știa să fie pe urmă, cum s-o hotărâi și o faci. Pașe și numai, Doamne. De Doamne, pașe, sunt pașe. Pașe numai, înțelepciune la... Deci cred că asta își dorește toată lumea și să și e pașe. Și nu numai noi vrem, cred că toată lumea vrea pașe. Toată corect, lumea. Corect, așa. Avem copilași, avem nepoți, strănepoți, avem și Doamne, dă-ne noi Doamne. Noi suntem bătrâni, noi, dar cam ne-am întrăit, copii, nepoții. Da. Cum vedeți mărsul? Și a fost a doilea război la Nistru, în 91. Eu lucram ca felcer în sat. Și am primit ordin să am grijă de soldații ăștia care pe... uh-huh. Și de acolo la malul Nistrului. Apoi eu mă tășeam cu inima în călcâie. De dincolo tot se vede ca un glind. Da, da. Asta a fost în 91. 91. Da. Uh-huh. Și eu așa de tare mă temem, dar mă tășeam în fiecare zi. Da, când da, s-o hotărât de amuși și-o făcut pe urmă. Da. Așa am lucrat, da. Vedeți dumneavoastră, de asta trebuie să ne mai întâlnim odată, să mai povestim că mai avem. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați primit Iosif la dumneavoastră. Cheamă, da, domnul Iosif, exact, exact. Și să ne revedem cu bine. De Doamne. Și la oamenii de acasă, de la noi, din România, le transmitem gânduri bune, mulțumim. Nu? Care ne urmăresc la ora asta. La dumneavoastră, acolo să fie pace, înțelegere, numai gine. Așa să fie. Eu, de pildă, în toată țara, privesc pro TV. Uh-huh. Eu, chiar dacă vin oaspeți, 10 minute, eu am urmărit. Deci urmăriți posturile televiziunii românești. Am înțeles, am înțeles. Românii au talent. Uh-huh. Dar păi ieri chiar și sărbătoare a fost. Dar câte lume s-au avut? Ziua limbii române. Da, da, da. Da, da, da. Și așa lumea înseamnă că majoritatea vrea. Corect. Așa. Uite, s-a sărbătorit aici, corect, ieri, ziua limbii române, așa. Și toată lumea s-a adunat aici. Dar păi cum? Da, da, da. De România au venit. Săreau, săltau, care și cum. Deci, cum se spune, să dai Dumnezeu să ne adunăm iară la oaltă, nu? Da, Doamne. De Doamne. Multă sănătate, să ne revedem cu bine. Și dumneavoastră.